Tinerii din Pătulele au fost nerăbdători să încerce apa celor două ștranduri, numai că au așteptat răbdători ca primarul din comună să dea startul. Investiția realizată la Pătulele este pe placul localnicilor. Cu ștrandul în comună nu trebuie să se mai deplaseze câțiva kilometri pentru a face o baie în Dunăre sau în pârâul Blahnița care trece prin apropiere. E foarte bună apă. Prima baie? Prima baie, da. Să stăm toată ziua. Trebuia mai adânc puțin pentru așa mai în vârstă, dar e bun și așa. Cele două ștranduri au costat aproximativ 100.000 de lei. Banii au fost cheltuiți pe materialele de construcții, după cum spune primarul. Nu a fost achitat niciun leu pentru manoperă, întreaga lucrare fiind realizată cu angajații primăriei. Este exclusiv pentru tot tineretul din zonă, deci nu neapărat numai pentru tinerii din Pătule. Îi așteptăm cu cea mai mare plăcere, programul este non-stop, avem servicii de securitate asigurate, deci ele se prezintă în cele mai bune condiții. În ceea ce privește dotarea cu motoare și utilaje este de ultimă generație, totul este automatizat, nu există riscul îmbolnăvirilor. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, a venit și el să vadă frumusețea de ștrand de la Pătulele. Poate împrumută vreo idee. Prefectul Ion Mâțu, prezent în comună pentru închiderea anului școlar, a felicitat autoritățile locale pentru idee. Este un lucru foarte bun. Primarul este harnic, vrea și cred că va reuși până la urmă ca diferența dintre comuna Pătulele și oraș să se micșoreze, dacă nu să se anuleze. Este un lucru extraordinar. Eu i-am propus să-i aducem apă termală de la Schela, pentru că așa cum luăm noi nămol de la Bala gratis, îi dăm și noi apă termală gratis pentru oamenii care au probleme reumatice. Vreau odată pentru totdeauna ca mediul rural să se apropie de mediul urban. Îi vom ajuta să aducă apă termală pentru că aici populația este îmbătrânită în mediul rural și au nevoie de apă termală. Cele două ștranduri vor fi deschise non-stop. Intrarea pentru copii până în 10 ani este gratuită. Adolescenții plătesc 1 leu, iar adulții 3 lei.